După ultima inspecție de lucru la pasajul suprateran de pe bulevardul Tudor Vladimirescu, primarul interimar Ion Gigi Matei a declarat că investiția nu are prevăzută cale de acces pietonală. Socialdemocratul a acuzat fosta conducere a primăriei de faptul că proiectul lucrării a fost făcut într-un timp foarte scurt și că municipalitatea va trebui să suporte din bugetul propriu cheltuielile aferente pentru construirea unor noi bretele pentru trecători. Într-o conferință de presă, democrat-liberalul Romeo Rădulescu a replicat că pasajul a fost proiectat corect și că arterele de acces nu erau prevăzute din cauza bretelelor care urmeau să facă legătura cu străzile din apropiere. A ieșit domnul interimar Gigi Matei și a spus că e o greșeală de proiectare, că nu sunt trotuare la acest pasaj. E normal dacă nu te ocupi de așa ceva și ai alte meserii, nu știu ce meserie are, dar să știți că trotuarele pe pasajele supraterane care au bretele, pentru că proiectarea a fost făcută cu tot cu legăturile pentru bretele, nu se fac. Mai mult de atât, dacă se uita în proiect, constata că pe zona căii ferate există o pasarelă pietonală la pod, prevăzută la ambele capete cu scări, inclusiv lifturi. Deci prostia cu o să punem trotuare nu se poate face. Sunt prevăzute bretelele, mai ales că ei vor să facă bretelele. Eu n-aș fi mers pe bretelele în varianta asta, însă au făcut exproprierile și, din păcate, nu poți să dai înapoi o parte din exproprieri. Însă, să trebuie oamenii competenți, dacă vrea să afle ceva. Dacă întreba proiectantul, îi spunea că nu se pot face acele trotuare și că pasarela pietonală trebuie făcută. Romeo Rădulescu nu crede că proiectul va fi gata la termenul anunțat de autorități, adică până la sfârșitul lunii mai. La ce îl inaugurează? Să treci cu piciorul? Ce să faci acolo? Că nu, procesul tehnologic, de acum încolo, sub 2 luni de zile, nici nu se pune problema să se finalizeze. Și vă dau exemplu de ce. Rampele, care sunt pline de balastru acum, trebuie betonate. Rampele se betonează, după care se face hidroizolația. Sunt 2 variante de hidroizolație. Fie una pe rășini epoxidice, care se poate da după 4 zile, după ce el nu intră în priză, în marcă, sau se poate da după 28 de zile, după ce betonul intră în marcă. Dacă fac calculele și de o parte și de alta, tot nu-mi iese 31 mai. Deci, haideți să fim corecți și să nu mai mințim populația. Sunt incompetenți și pentru asta măcar să stea acasă, nu stea la televizor și să dea declarații de presă.